Maestre, vreau să punem pe masa de disecție în discuția noastră de astăzi un pic, măcar preț de câteva minute, cazul Germania. Eu nu înțeleg, pentru mine este uluitor. Deci nemții, înainte de declanșarea crizei economice, și-au tăiat cam tot ce puteau să taie în materie de backup energetic. Au distrus centralele, le-au scos din priză centralele atomoelectrice. Au zis, 20 de bucăți, le-au îngropat, la revedere, s-a terminat, au zis, nu avem nevoie de ele, noi trecem pe energie verde. Au făcut povestea cu decarbonificare. Da? Au zis, domnule, nu avem nevoie de cărbune, la revedere, nu mai trebuie cărbune, noi vrem energie verde și așa mai departe. După aceea, în momentul ăsta la care discutăm, da, nu mai au gazul ieftin de la ruși, că ei se bazau când au făcut acele scoateri din priză de energie nucleară și energie pe cărbune, au zis, avem gazul de la ruși, nu mai e nici gazul de la ruși. Dumneavoastră, care știți mai bine decât mulți dintre noi ce spune cartea de istorie, cât stă Germania, cât are răbdare să se prăbușească, să spunem cum se prăbușește în momentul de față, că economic nemții sunt pe buza prăpastiei, ba chiar zic că s-au aruncat deja în prăpastie. N-au trecut niciodată, cred că în ultima jumătate de secol, printr-o situație mai înfiorătoare ca acum. Da? N-au gaz, sunt pe spongi cu cărbunele, trebuie să cumpere scump gaz dacă e să-l cumpere, și industria germană suferă, sunt proteste, la noi nu se arată, dar nemții sunt în stradă, e complicat. Nu degeaba guvernul federal a zis, domne, dăm, plătim factura la gaz în decembrie, lucru nemai văzut, nemai auzit, pentru toți germanii și pentru toate întreprinderile mici și mijlocii. Ca să vă răspund, voi face o trimitere, dacă am făcut-o la noastră în emisiune, să-mi spuneți, la memoriile lui Gorbaciov, care se referă la un moment dat la unificarea Germaniei. Așa. În momentul în care Kohl n-a mai ținut cont, că Kohl n-a ținut cont de niciun angajament. Normal, era șeful guvernului și voia să câștige alegerile și a zis că se unifică. Au avut loc niște discuții între americani și ruși, între Gorbaciov și americani. Gorbaciov a propus o Germanie unificată neutră. A propus el. Și Baker, în numele lui Bush, dacă nu mă înșel, a zis, nu, fiți așa să ne puni, o Germanie unificată neutră ne-a terminat. Și zice, vrem o Germanie unificată în NATO ca să o ținem sub control. Atenție, păi nu stați un pic, nu ai mai discutat, domnul, suntem în istorie, dacă nu ne întoarcem în istorie, nu înțelegem nimic. Da, bun. Vreau să facem aceste podcasturi. După al doilea război mondial, Germania a fost cu minte, da? În genunchi. Ok. A crescut. După unificare, atenție, ea a fost împărțită ca să nu se unifice, nu știu dacă înțelegeți. Adică împărțirea Germaniei nu a fost rodul că nu se înțelegea Stalin cu Truman. Nu a fost, deci, bă, singura soluție, cum zicea Baker la ăștia, este să-i ținem ruși. De-aia a fost un șoc și în Occident, și în Franța, și în ăla când s-a unificat Germania. Pentru că au zis, opa, s-a unificat Germania, nu înțelegi? Este țara care a declanșat două războaie mondiale, da? Trebuie să înțelegeți că în primul război, adică după înfrângerea Franței 1800, când a fost și Comuna din Paris, am un lapsus acum, Franța, Germania era principalul pericol. Bun, dacă vă uitați în istorie, post-decembrist, încetul cu încetul, Germania unificată a devenit al patrulea Reich conducând Uniunea Europeană. Sunteți de acord? Da. Bun, adică deja era Germania uberales, cum era. Exact. Normal, ea conducea. Bun. Una din cauzele ales, dacă se poate, explicațiile acestei ascensiuni a fost gazul rusesc. Merkel a fost genială și a zis, bă, noi avem cu rușii, da? Au o țeavă, pentru că ei au avut un contract cu rușii de gaz ieftin, da? Care este motorul Germaniei? Nu agricultura, nu cultura, este industria. Pentru asta, având gaz și pentru ieftin,
ușor de făcut, ei s-au dezvoltat economicist, au dominat Europa, sunteți de acord? Indiscutabil. Bun. Păi... Și atunci, dacă și la un moment dat au început să bâzie, că să avem o armată proprie, că cu tare, că cu tare mai veni și Macron. În acel moment, cred că s-a decis războiul din Ucraina. Pentru că, de fapt, principala victimă nu e nici Ucraina, opa, opa, nici Rusia. Stați că e foarte interesant ce spuneți acum. Deci, în momentul ăla s-a decis războiul din Ucraina, unde? Cine? Eu cred că la americani, mai țineți minte, a fost și la noi o discuție, dar vagă, la care a intervenit și domnul Iohannes, pe ideea că el credea, mai țineți minte că s-a discutat mult relația transatlantică? Da. Nu uitați încă un lucru, Brexit-ul, în momentul în care Anglia era în Uniunea Europeană, Germania nu putea să fie șefa Uniunii, că avea Anglia, da? Așa e. După Brexit, e încă o dată, Uniunea Europeană, adică Europa Industrială, a fost condusă de Germania, da? Care, și de puterea, gândiți-vă la excedentul ei comercial, bun. În acel moment, dumneavoastră, pentru America, nu Rusia este pericol. Pentru Statele Unite ale Americii, care sunt și ei o putere industrială, adică de producătoare, sunt concurente China și Germania. Nu Rusia. Rusia nu există. Rusia este o putere ce economică de până. Ce mă bucur că spuneți asta, maestre. Mă bucur în sensul în care și eu am scris de-a lungul timpului, mă rog, să uitau unii ciudat, cum adică americanii concurenți cu Uniunea Europeană, care de fapt înseamnă Germania. Păi cum, măi, fraților? Despre asta e vorba, despre piețe. Și țările se comportă exact ca niște entități economice, întreprinderi, dacă vreți. Caută piețe, să-și vândă produsele. E simplu, e ABC-ului, ca să spunem așa. Asta fac și americanii, asta fac și nemții. Și de asta spun nemții, în momentul de față, revin și întreb, maestre, cum suportă în acest moment această cădere? Pentru ei e o cădere teribilă, trebuie să admitem, economic vorbind, e o prăbușire. Este, nu știu dacă dumneavoastră mă vedeți, că eu nu, la mine s-a întrerupt imagine. Vă văd. Nu contează, înseamnă că eu am o problemă. Da. Probabil că mă auziți. Vă auziți și vă și vedeți. Mă auziți? Risc să fac o comparație, da. Și sigur, aș vrea cu nuanțele necesare. Dacă continuă aceasta, Germania este înainte de ascensiunea lui Hitler. Încă o dată. Ascensiunea lui Hitler a fost rezultatul unei uriașe crize economice. Așa e. La ora actuală, Germania, încă o dată, acum vă văd, v-am mai spus că istoria e de genul feminin și că se ferească Dumnezeu de hachitele ei. Ghinionul istoric al Germaniei este faptul că la putere e Schulz. Mm-hmm. Adică v-am mai spus că la un moment dat istoria își croiește drum prin oameni slabi, prin ferice slabi. Am zis, Nicolae al II-lea, Gorbaciov, între noi fie, nu știu dacă comunismul mai rezista, dar nu se prăbușea așa de prostește, dacă nu era Gorbaciov. Și în cazul de față, noi, după Merkel, a venit un om lipsit de orice experiență politică, mai țineți minte? Doi, un om care depinde de coaliție. Gândiți-vă că la ei, ca și la olandezi, aia acea coaliție semafor unde ecologiștii, domnul, toată stima, pentru că eu n-am niciun gând, ecologiștii sunt pe ideea să nu scuipăm în apă. Și în același timp avem război atom. Ăsta nu este un partid de contă, ăsta este un ONG. Da. Hai să fim serioși, ecologiști. Corect, da. Adică, dacă vrei, iertați-mă, preocupare pentru mediu, trebuie să aibă toate partidele, dar nu poți să facă un partid care se preocupă pentru mediu, că și eu mă preocup. Ei, în acest moment, el este speriat, pentru că orice fisură, partea de externă e la tante aia, de la ecologiști, n-am nicio încredere în ea, nu știu. Uitați-vă la ei. Și atunci... Încă o dată, Germania e principala victimă. Uitați-vă, ea moare la ora actuală. Pentru că, repet, războiul mondial este economic. Principalul dușman, doi dușmani a avut America. Uniunea Europeană economicește, da? Corect. Și China. China. Da. Încă o dată, Rusia, și este principalul lucru pe care l-aș reproșa Europa Putin dacă aș fi rus, autentic.
rus, este faptul că a ținut această țară din punct de vedere economic în condiții de lumea a treia. Ce înseamnă țară din lumea a treia? Cum eram noi, eminamente agrară. Eminamente agrară și eminamente petroliere sau petrolier. Bun. Uitați-vă la ei. Ea nu e o putere economică. Cum adică să nu faci tu telefoane? Stați un pic, adică vorbesc așa. Deci, au pierdut de mult competiția în armată. Asta. Da, competiția asta au pierdut de mult. Păi nu, dar eu asta spun. Da. Pentru Uniunea Europeană, Rusia a fost o mană cerească. Pentru că le dădea petrol. Nu-i concura. Domnul Dulțați, un pic, că puteai să le dai petrol. Da, bună observație. Și cu banii da. Ăia, nu știu. Da, da. Veneai cu ceasuri, veneai cu mașini, îi omorai, economicește, da? Cum face China? Era un fel de România interbelică. Păi, care era România interbelică? Eminamente agrară, dădeam petrol, nu făceam nimic și dădeam și grâne. Asta cred că este mult mai important pentru planetă la ora actuală, că și la relația transatlantică scârția. Am uitat când propunea Uniunea Europeană, Armata Europeană. Exact, da. Am da. Uitat că Macron zicea că NATO e o organizație pro-americană. Uh-huh. Este moarte clinică. Uh-huh.